Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural din luna martie, unde au fost discutate mai multe aspecte importante referitoare la evaluarea riscului în sistemele de alimentare cu apă, informarea privind activitatea de desăpezire și a fost prezentat raportul privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal de Frontieră Mehedinți. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi au fost discutate mai multe aspecte importante de pe ordinea de zi. Trei teme avem înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează. La punctul 1 avem ca propus următoarea temă, evaluarea riscului în sistemele de alimentare cu apă, prezintă reprezentantul Direcției Sănătate Publică Mehedinți. A doua temă, informare privind activitatea de dezăpezire desfășurată în sezonul de iarnă 2022-2023, prezintă reprezentantul Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova, secția Drobeta Turnu-Severin. Iar la punctul 3, un raport sinteză privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal Mehedinți în anul 2022. Prezintă reprezentantul direcției, Biroul Vamal de Frontieră Mehedinți. Unul dintre subiectele abordate în cadrul ședinței a fost legat de evaluarea riscului în sistemul de alimentare cu apă, care reprezintă o parte importantă a procesului prin care se garantează siguranța apei potabile pe care mehedințenii o folosesc. S-a avut în vedere discutarea unei strategii ce poartă numele Planuri pentru Siguranța Apei, fiind introdusă în directiva reformată și care este deja în curs de adoptare ca soluție optimă pentru asigurarea calității apei, care este utilizată în consum de către cetățeni în mai multe țări din Europa și restul lumii, dar și în țara noastră. La noi în țară a fost modificată, de fapt abrogată legea calității apei 458, după care lucram, și a fost adoptată ordonanța 7 pe 2023 privind calitatea apei destinată consumului uman. Această ordonanță are ca obiective foarte importante două obiective, și anume protejarea sănătății populației, de fapt a consumatorilor de apă, precum și asigurarea calității de apă sanogenă și curată. Și de asemenea îmbunătățirea accesului la apă a întregii populații. În acest sens, ordonanța stabilește foarte clar atribuțiile și obligațiile și responsabilitățile pe care le avem fiecare dintre noi, atât noi ca reprezentanți ai sănătății publice, cât și producătorul și consumatorul de apă, cât și alte instituții cărora li se adresează această ordonanță, respectiv Apele Române, Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu. Tot pe ordinea de zi a acestei ședințe importante a fost prezentat raportul privind activitatea de dezăpezire în sezonul de iarnă 2022-2023. Astfel, secția Drumuri Naționale din Drobeta Turnu-Severin a asigurat circulația în bune condiții pe întreg sectorul de drum din administrare, atât prin acțiuni de intervenții în perioadele cu precipitații, cât și prin acțiuni de prevenție prin efectuarea de revizii curente, nefiind înregistrate incidente nedorite, datorate stării părții carosabile în sezonul de iarnă 2022-2023. Secția de drumuri naționale Turnu-Severin pentru perioada de iarnă a avut organizate în teritoriu 5 baze de dezăpezire, Balota, Broșteni, Strehaia, Vânjumare de Vesel și 2 puncte de sprijin, Podjiu și Gruia. Acestea urmând a fi coordonate de către Comandamentul Operațional de Iarnă constituit la nivelul secției. Aceste subunități sunt amplasate în zona drumurilor naționale, astfel încât să se poată acționa eficient în orice sector de drum ce necesită o intervenție rapidă pentru combaterea alunecușului și dezăpezire. Tot personalul care a participat la activitatea de dezăpezire a fost instruit privind modul de intervenție, iar începând cu data de 1.11.2022 a fost instituit serviciul de permanență la secție central și la bazele de dezăpezire. S-au executat lucrări de punere în ordine a drumurilor pentru intrarea în iarnă, acestea constând în plobări de gropi și reparații asfaltice, colmatări de fisuri și crăpături, montarea semnalizării de iarnă conform normativului 525-2013, montare de panouri parazăpezi. De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat raportul sinteză privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal de Frontieră Mehedinți în anul 2022. Referindu-ne strict la activitatea de export a operatorilor economici din județul Mehedinți, menționăm că o pondere semnificativă o deține operatorul economic Astra Rail, SESA,
fabrica de vagoane, care a realizat în anul 2022 export de vagoane în Marea Britanie cu o valoare statistică de peste 122 de milioane lei. De asemenea, exportul de hârtie semichimică produsă de combinatul de celuloză și hârtie, precum și export de cazane și părți de cazane realizate de firma Machi România SRL. În ceea ce privește activitatea de autorizare și supraveghere în domeniul produselor accizabile, la nivelul biroului figurează înregistrați un număr de 62 de operatori economici care comercializează în sistem în detail produse energetice, 13 operatori care comercializează angro băuturi și produse din tutun și 11 operatori care comercializează în sistem angro produse energetice. De asemenea, se desfășoară activitatea de supraveghere pentru 8 antrepozite fiscale, dintre care 4 de vinuri liniștite, 2 de butelii tip aragaz, 2 antrepozite de depozitare pentru produse energetice pentru alimentarea cu combustibil pentru navigație, 9 utilizatori, 2 importatori și așa mai departe. În cadrul ședinței au avut loc discuții importante în ceea ce privește cele 3 aspecte enumerate pe ordinea de zi. S-au propus soluții pentru punctele care au avut un caracter nesigur și s-au discutat modalități prin care județul Mehedinți să prospere din anumite puncte de vedere.